Mai sunt doar câteva zile până când începe distracția la Gogoșu, unde vor fi sărbate zilele comunei. Locuitorii de aici vor avea pentru prima dată în istoria satului o sărbătoare numai a lor. Comuna Gogoșu e o comună frumoasă, o comună de oameni gospodari, o comună care își merită respectul în județul Mehedinți. În acest moment pregătiți locul unde se vor desfășura evenimentele. Da, sigur că da. Pe această platformă vor avea loc festivitățile prilejuite de zilele comunei, vor fi ansambluri multe și din Iugoslavia și din România. Pe durata a 3 zile va fi un program extraordinar. Nedeea satului a fost marcată în fiecare an pe 29 iunie, de Sfântul Petru. Însă de această dată, locuitorii comunei Gogoșu vor petrece timp de 3 zile, acesta fiind un cadou din partea primăriei pentru oamenii gospodari de aici. Este pentru prima dată și am hotărât cu Consiliul Local să înființăm zilele comunei, fiindcă oamenii de aici au nevoie și de distracție, nu numai de muncă. Și am hotărât de comun acord, în unanimitate, că trebuie să înființăm zilele comune și dacă, fiind și prima ediție, am zis să facem ceva deosebit. A fost investită foarte multă muncă, mai puțină cheltuială, dar eu zic că va fi frumos. Pe scena amplasată în fața căminului cultural vor urca artiștii ansamblului Danubius, dar și interpreți de muzică populară din Serbia.